Anatol Danilișin, artist plastic din Republica Moldova. S-a născut în zi de 22 mai 1960 în satul Frasin, raionul Dundușeni. De la vârsta de 12 ani studiază la Liceul Republican de Arte Igor Vieru. Apoi și-a continuat studiile superioare la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Arta vine lucrând, spune artistul plastic într-un interviu păstrat în arhivele televiziunii naționale. Nu sunt sigur de la bun început că, uite, văd lucrarea totală. Punând o pată, a doua, a treia, deja pânza începe să-mi dicteze. Să-mi dicteze echilibru, compoziția, toate astea. Dar sigur că pornesc de la un peisaj, să zicem, de la o atmosferă, de la altceva care pornesc spre pictura asta, care aici, din ceea ce pun eu în pânză, eu de fiecare dată văd mișcarea asta, care o transform din figurativ în non-figurativ. În anul 1987, Anatol Danilișin l-a cunoscut pe maestrul Andrei Sârbu. Alături de el a reușit să-și identifice propria manieră de a lucra cu pensula. A fost o experiență care l-a marcat. Din anul 1988, anul debuturilor sale artistice, participă în mod regulat la expozițiile naționale și internaționale, în cadrul proiectelor colective sau personale. Pictura abstractă i-a apărut într-un vis. De la el avea să dea viață multor creații. Eram la o tabără de creație la Vatra Dornei prin 1992, la care de acolo a pornit pictura mea, să zic așa, abstractă, o pictură non-figurativă. Chiar am visat-o, am vis cu adevărat. Eram la Suceava, undeva în zona cetății lui Ștefan cel Mare. Și undeva eram și am visat-o, un vis colorat. Eram după o stâncă așa, în griuri, frumoasă de tot, și undeva în zare, în depărtare, erau niște dealuri foarte frumoase, tot puse așa niște griuri, și la un moment dat, două raze de lumină din cer coboară în față, până la stânca asta unde stăteam eu. Și sigur că m-am trezit și m-am gândit mult la lucrul ăsta și am încercat să pictez visul ăsta meu. La începutul anilor 1990, Anatol Danilișin a participat la diferite evenimente organizate de către artiști din România și din Republica Moldova. De-a lungul anilor a inaugurat peste 30 de expoziții personale și s-a implicat în peste 100 expoziții de grup. Lucrările sale au intrat în patrimoniul unor muzee și galerii, precum și în colecții private din Canada, Austria, Elveția, Cehia, Spania, Portugalia, Ungaria și Coreea de Sud. Satul în care s-a născut a dictat viața picturii lui Anatol Danilișin. Eu cred că cele mai frumoase tablouri le-am creat totuși la Frasin. Tot ceea ce am acumulat eu acolo, ceea ce s-a strâns în sufletul meu și le-am pictat aici, asta este Frasinul meu, asta este Dundușeniul meu, asta este copilăria mea. Am ajuns astăzi să pictez în lumea asta, în anturajul ăsta, vine de acolo, vine de la Frasin. Din 1997, Anatol Danilișin este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, membru al Uniunii Internaționale a Artiștilor Plastici a UNESCO, a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Mărturisește că munca de artist plastic nu este deloc ușoară, dar trăiește prin ea și nu-și imaginează că ar fi făcut altceva pe parcursul vieții. Asta este viața mea, spre exemplu. Eu nu-mi închipui pur și simplu să am o altă specialitate, să fiu într-un alt domeniu. Spre exemplu, să trec de la pictură, să trec deodată pentru că e greu în pictură, nu se cumpără tablourile, așa, dar oricum căutăm toate posibilitățile ca să supraviețuim. Opera lui Anatol Danilișin este apreciată cu numeroase premii și distincții. Premiul pentru pictură, Galeria Van Post din București, premiul pentru caricatură la Festivalul Constantin Tănase din Vaslui, premiul revistei Basarabia din Chișinău.